Rwanda este o națiune situată pe continentul african, compusă din lanțuri muntoase. Suprafața pe care se întinde este de 26.338 km², iar capitala este situată în orașul Kigali, unde trăiesc 238.000 de locuitori. Rwanda numără în total o populație de 9.535.000 de locuitori, iar limba oficială este franceza și engleza. Între anii 1994 și 1995, Rwanda și-a pierdut aproximativ 25% din numărul populației datorită masacrelor și genocidului provocate de conflictul dintre grupările Hutu și Tutsi, care a ținut aproximativ 40 de ani și unde mai mult de 1 milion de oameni și-au pierdut viețile. În Rwanda există libertate de închinare, catolicii sunt cei mai numeroși aici, urmați de anglicani, adventiști și apoi penticostali. Pe parcursul războiului ce a curmat nenumerate vieți, mii de lideri spirituali au fost uciși, iar urmările sunt devastatoare, populația este într-o continuă criză psihologică, socială și mai ales spirituală. Să ne rugăm pentru Rwanda și pentru creștinii din această țară, cei care pot face o diferență cu adevărat. Să ne rugăm pentru victimele războiului din Rwanda, pentru familiile care și-au pierdut copiii, părinții, frații și cei care au pierdut tot ce aveau mai bun. În final, să ne rugăm pentru justiția din Rwanda, mulți din cei care au provocat genocidul sunt încă în libertate, 125.000 de oameni au fost însă reținuți, majoritatea nevinovați, bănuiți că ar fi avut legături cu masacrele ce au avut loc. Dumnezeu să-i binecuvinteze, să le dea pace și vindecare. Când ne rugăm, Dumnezeu lucrează. Amin.